Bună, sunt Andrei și astăzi vreau să-ți spun de ce România este o țară săracă. În primul rând, ce face o țară săracă? Putem să ne uităm la trei lucruri. Câte economie are un cetățean, care e nivelul de trai și puterea de cumpărare, cam cât produce de fapt un cetățean, PIB-ul. Astea e factorul la care m-am uitat și pe care am făcut analiza asta. Cu alte cuvinte, produsul intern brut, PIB-ul, per capita, e suma totală de bani pe care face țara împărțită la numărul de oameni pe care îi are țara. În cazul României, în 2016, PIB-ul per capita, adică cam cât ar produce un român oarecare, e de 9.474,1 dolari, conform worldbank.org. Cu alte cuvinte, cu 28,5 dolari mai puțin decât Malaezia. Da, ai auzit bine, Malaezia. Sau cu 690 de dolari mai puțin decât PIB-ul unui cetățean oarecare de pe Pământ. Raportându-ne cu alte cuvinte la PIB-ul mediu pe planeta Pământ, producem ca țară mai puțin cu 690 de dolari. Ăsta e adevărul. Suntem puțin mai puțin decât mediocri. Și atunci vine întrebarea logică, ce determină economia unei țări? Și sunt trei factori foarte importanți care ne spun asta. 1. Instituțiile țării. Cu cât sunt mai corupte, cu atât țara e mai săracă. Caz foarte concret, cele mai bogate țări din lume au instituțiile foarte bine puse la punct. Există o organizație non-guvernamentală, un ONG, care se numește Transparency International și pe care are sediu în Germania, care dă calificative fiecarei țări în funcție de anumite grade de transparență ale spațiului public. Cea mai corectă țară din lume, de exemplu, Danemarca, are 90 de puncte. România, pe de cealaltă parte, are 48 de puncte. Dar Cuba are 47. Cuba e o țară în care comunismul încă mai e în floare. Probabil că de aia se explică multe chestii în țara asta. Pe scurt, într-o țară coruptă, foarte mulți bani dispar ca prin magie și după aia ajung în diferite conturi offshore. Corupția funcționează pe principiul ăsta. Cunosc pe cineva care poate să mă ajute pe mine să obțin mai mulți bani și îl pun într-o funcție importantă. Și prin asta nu putem accesa adevăratul potențial al unei țări. În cazul nostru, ministrul învățământului curent tocmai a spus că învățământul devine gratuit pentru că o parte e plătită de stat și o parte de către părinți. Deci e gratuit pentru copii. Nu cred că e nevoie să-l insultăm pe domnul ministru, s-a insultat singur cu această replică. Deci dacă vrei, poți să-ți imaginezi că e genul de persoană care mănâncă întâi partea coaptă de la o banană. Al doilea lucru care e foarte important pentru dezvoltarea unei țări, cultura. Și da, din păcate există legătură foarte puternică între cât de religioasă e o țară și cât de săracă e. Cele mai bogate țări din lume alocă foarte puțin timp și foarte puțină importanță religiei în viața de zi cu zi, pe când cele mai sărace țări din lume alocă foarte mult timp supernaturalului și superstițiilor. Excepția este Statele Unite ale Americii, pentru că țara care e foarte puternic religioasă, dar în același timp foarte bogată. Motivul este simplu, ei sunt oarecum o țară cât de cât protestantă și Dumnezeul lor e un pic capitalist. Pentru ei, Țara Sfântă nu e mult să fie obținută în viața viitoare, ei poate fi obținută chiar aici, pe Pământ, undeva aproape de ei, în Texas, în Michigan, depinde unde vor ei. Dacă vă gândiți puțin, religia le spune că e foarte bine să te dezvolți spiritual, e foarte important să te dezvolți spiritual și să nu ai mult să ai plăceri trupești, pentru că astea sunt efemere. Ori în cazul țărilor bogate, oamenii își asumă că ei sunt de fapt principalii factori care determină bogăția pe Pământ și nu vreo voință divină. Deci oamenii religioși se mulțumesc cu condiția lor curentă, pe când oamenii mai puțin religioși vor să schimbe viața. Al treilea factor foarte important e chiar geografia. Contează foarte mult poziția pe glob a unei țări pentru a determina succesul acesteia. Cele mai sărace țări sunt, din păcate, în zona tropicală. În zona tropicală, plantele au mai puțin carbohidrați. Asta înseamnă că oamenii au nevoie de mai mult efort și de mai multă mâncare pentru a obține aceeași cantitate de energie pe care o obținem noi aici. Solurile sunt, din păcate, și la nașpa și lumina nu ajută foarte mult pentru că procesul de fotosinteză e destul de dificil acolo. Salturile pe care le-am făcut noi ca specie au fost atunci când am reușit să automatizăm un proces ca să câștigăm timp liber. În cazul automatizării agriculturii, ai nevoie de bovine, ai nevoie de cabaline, de boi și cai ca să poți să încep să nu mai lucrezi pământul de mână. O singură specie de muscă care trăiește doar în Africa pentru că acolo are, prin coincidență frumoasă, condițiile necesare pentru a trăi și prospera, a reușit să dea peste cap un întreg continent aproape prin simplu fapt că moleșește animalele. Sunt foarte multe epidemii în țările sărace, estimativ 5 epidemii simultane. Următorul factor la fel de important din punct de vedere geografic e deschiderea la mare sau la un fluviu. Și ultimul factor la fel de important e, din păcate, resursele. Zic din păcate pentru că sunt un catalizator. Resursele, dacă sunt într-o țară săracă, amplifică sărăcia. Dacă sunt într-o țară bogată, datorită instituțiilor corecte, amplifică bogăția. Foarte mulți barosani controlează astfel resursele. Ei pur și simplu înarmează o anumită forță
protejează zona de resurse care e pe urmă minată de anumiți cetățeni, concetățeni de-ai lor, și pe urmă toate aceste produse sunt vândute și exportate, fără ca restul banilor să ajungă în economia țării, ci pur și simplu în economia unor oameni care controlează astfel minele. Deci dacă ar fi să luăm estima mai mare cam cât de importanți sunt acești factori pentru prosperitatea unei țări, putem spune că proporțiile sunt așa: 50% instituții, 20% pentru partea de cultură, 30% pentru geografie. Da, bun. Și acum, cum afectează ăștia trei factori economia României? Hai să luăm obiectiv. Din punct de vedere geografic stăm foarte bine, avem soluri foarte bune, avem resurse pe care le putem exploata într-un mod inteligent. Roșia Montană, nu doar aur, din câte știți. Deci problemele noastre se află la nivel de instituție și de cultură. Trăim într-o țară în care oamenii încă au funcții importante pe baza unui principiu simplu, PCR, bine, cunoștințe și relații. Din păcate, încă nu suntem o meritocrație și majoritatea oamenilor care ne conduc au ajuns acolo prin mișmașuri. Cum funcționează chestia asta? Oamenii ăștia promit angajaților de stat pensii și salarii mai mari pentru a obține voturi. Obțin aceste voturi, ajung într-o funcție de putere și, pe urmă, timp de 4 ani, oarecum sabotează sistemul economic, pentru ca următorii care îi urmează să aibă de-a face cu problemele pe care le-au făcut ei înainte. La următoarea alegere, ei se vor lua de faptul că cei de aici, guvernul care i-a urmat, a avut de-a face cu foarte multe probleme și că nu sunt capabili. Însă procesul e matematic. Cât timp există mai mulți oameni care votează idioți decât oameni care votează oameni capabili, o să avem tot timpul idioți în conducere. Și pentru asta, din păcate, trebuie să ori să moară mai mulți din oamenii care votează, cu alte cuvinte, pensionarii, îmi pare rău, nu trebuie să vă omorți bunica la faza asta, ori ca ceilalți să voteze, să iasă la vot, să voteze activ. Și următoarea chestie pe care trebuie să facem, să avem grijă la religie. Trebuie să eliminăm încet încet religia din societatea noastră. Nu confundați religia cu credința. Sunt două chestii diferite. Nu înseamnă că absența religiei înseamnă absența spiritualității. Este foarte important să știți că Biserica Ortodoxă Română are o influență nașpa asupra economiei țării. Prin faptul că nu își plătește taxele, 1, și prin faptul că primește bani de la guvern și din bugetul primăriei pentru a construi o clădire complet inutilă. Spun complet inutilă pentru că asta e părerea mea subiectivă. Sunt 4 ramuri foarte importante care trebuie dezvoltate de o țară. Poliția, educația, sănătatea și transport. Dacă astea 4 deja erau bine puse la punct, nu aveam nicio problemă cu catedrala, însă până atunci cred că de fapt asta trebuie să fie tratate cu prioritate. De ce am pus și poliția acolo? Destul de simplu. Dacă avem mult mai mulți polițiști, putem să avem mai multe amenzi pentru oamenii care nu respectă legea. O chestie pe care personal mi-o doresc să se întâmple cândva, să existe undeva o taxă fantastică pentru aruncatul unor chestii pe jos. Nu suntem animale, nu mai trebuie să ne comportăm ca animale. Gândiți-vă cât de curat ar fi peste tot dacă ar fi amenda pentru aruncatul unei chestii pe jos pe vreo 5.000 de lei. Și care sunt concluziile acestui clip? Cred că e foarte important să înțelegeți de ce funcționează așa societatea. Pentru că astfel o să știți să rămâneți aici și o să plecați în altă parte. Nu e nimic greșit în a pleca undeva și pentru a ajunge altundeva unde se poate mai bine. Însă dacă vreți să rămâneți, vreau să fiți perfect conștienți că o să trebuie să vă schimbați puțin sistemul în care trăiți. O să fie foarte greu să scăpăm de corupția din țara asta și o să fie la fel de greu să ne dezvoltăm noi din punct de vedere al culturii pe care avem ca țară. Majoritatea părinților noștri, da, în televizor, rămân doar la TV. Însă noi, cei care stăm tot timpul online și cei care aflăm foarte multe informații într-un mod proactiv, suntem cei care să putem face o mică diferență. Și dacă ar fi să vă las cu o singură idee, o să vă rog să fiți foarte informați. Și dacă vă aduceți aminte de perioada în care ați început să nu mai credeți în Moș Crăciun, tot a fost datorită unui simplu fapt. Ați știut că de fapt se întâmpla altceva și că n-a fost povestea pe care au spus-o alții. Asta trebuie să facem, din păcate, la nivel național cu instituțiile statului și cu partea asta religioasă. Să înțelegem ce-i cu ele, de ce sunt acolo așa cum sunt și cum putem face să nu mai fim păcăliți de ele. Sper că v-a plăcut conținutul ăsta. Știu că nu e genul de vlog pe care îl puteți vedea în fiecare zi. Dacă vreți să mă urmăriți în continuare, pentru că să mai abordez diferite subiecte care sunt la fel, cred eu, de importante ca asta, să puteți lăsați un subscribe, puteți lăsa de asemenea și un comentariu sau să dați clipul mai departe unui prieten cu care credeți voi că o să rezumeze acest clip. Ne vedem în continuare pe Facebook, Instagram și oriunde vreți voi. Vă pup și vă salut!